Anatol, ce părere ai despre acest meci? Astăzi, cum ți-a părut ție echipa, meciul tău? Da, a fost un meci nu ușor astăzi. Este primul meci din campionat. Până când o să ne adaptăm la meciuri, așa cred că numai primul meci o să fie, dar a fost o echipă și ea a fost puternică și noi. Ei prima repriză au dominat, noi a doua și după cum a fost meciul, așa și rezultatul. Da, antrenorul tot a spus că au fost două reprize diferite și chiar a doua repriză au fost create chiar în mai multe momente la echipa noastră. Cum crezi, de ce nu s-a permis de a-i realizat mai mult? Prima repriză nu prea am pus noi mingea jos, nu am avut posesie, am jucat mai mult cu mingi lungi din care trebuia, adică posesie mai multă. În a doua repriză am luat posesia în mâinile noastre și a venit și rezultatul, a venit și golul. Milstami este adversarul cel cu care nu se putea astăzi de jucat numai pentru victorie? Nu cred că este acum în campionatul nostru un adversar care nu se poate câștiga, adică toți sunt la fel și în fața oricărui avem șanse foarte mari. Cum lucrul cu antrenorul nou, prima săptămână cu Sorin Colceac, ce părere ai tu personal, echipa, ce atmosferă, cum vă simțiți cu un nou antrenor? Atmosfera a rămas aceeași, nu s-au schimbat foarte mulți jucători, dar au venit legioneri noi cu care am reușit de acum să ne prietenim. Antrenorul nu am reușit destul de bine să-l analizăm, adică o săptămână nu am avut la dispoziție. Deja mergem înainte cu el în lucru și vedem, apar rezultatele. În continuare, meciuri cu Sfântul Gheorghe, Dinamo Auto, Zarea, 9 puncte le luăm și ce trebuie de făcut pentru asta? Nu pot spune acum ce o să fie înainte, dar noi numai spre 3 puncte de fiecare meci o să plecăm cu gândul asta și cred că o facem. Antrenorul, apropo, încă a mai zis astăzi la conferința de presă că a doua repriză a fost ceea ce el vede, ce a vrut să vadă în echipă și pentru el, dacă o să continue echipa să joace așa cum în a doua repriză, asta o să fie un progres. Părerea ta, ce este, poate după părerea ta, ce momente de joc trebuie de îmbunătățit și în ce linii? Sigur, a doua repriză a văzut că am jucat și noi fotbal, am creat și noi momente pe părțile laterale, prin centru, am creat momente în atac. Adică am pus mingea jos, posesia asta, tot ce se poate face diferența în fotbal. Și dacă așa o să facem ambele reprize, nu numai una, destul de bine, că cred că o să mergem înainte și să avem rezultate foarte bune. Părerea ta personal de jocul tău prestat astăzi, din 90 de minute, unde mai bine, poate ceva greșeli, cum crezi tu? Sigur, în meci nu poți fi numai bine și numai rău. Adică sunt momente și mai rele și mai bune și asta cred că eu singur o să fac o autoanaliză, adică pentru mine, dar ce părere, adică așa, care să o spună, numai antrenorii poate să o facă și să mi-o spună mie.